Călătoriile sunt una din marile mele pasiuni și le consider cea mai plăcută metodă de dezvoltare personală. Ele vin la pachet cu dorința mea de a-mi lărgi câmpul de cunoaștere, de a descoperi în permanență ceva nou, oameni noi, locuri noi, culturi cât mai diverse. Și nu pornesc niciodată la drum cu mari așteptări, tocmai pentru a evita dezamăgirile. Iar atunci când simt nevoia unui restart și dacă timpul și bugetul îmi permite, îmi place să evadez din cotidian, să-mi iau concediu și să-mi duc mintea și sufletul în vacanță. În urmă cu 2 ani, ne-am dorit foarte mult o călătorie altfel. O călătorie care să ne scoată complet din zona de confort. Iar pentru asta, împreună cu soțul și fiul meu, am ales ca destinație un petec de pământ al Africii, Zanzibar. Deși nu eram la prima călătorie în Africa, am simțit încă din momentul în care am aterizat că va fi o călătorie complet diferită. În momentul în care în aeroport am fost întâmpinați cu tradiționalul salut Jumbo Hakuna Matata, care însemna nicio grijă. Cumva totul este așa cum trebuie. Singurul care cunoștea deja această expresie era Eric, fiul nostru, din ceva desene animate. Iar în timpul petrecut acolo am auzit această expresie de foarte multe ori și de fiecare dată însoțită de zâmbete și bucurie. Și atunci am înțeles că pentru ei este mai mult decât o expresie. Este un stil de viață. Zanzibarul este o țară a contrastelor foarte puternice, unde sate care dezvăluie imagini greu de digerat concurează cu peisaje fabuloase, paradisiace de-a dreptul. Se spune că o imagine face cât 1000 de cuvinte, nu-i așa? Eu cred că o experiență face cât 1000 de imagini și 1000 de cuvinte la un loc. Aș vrea să împărtășesc cu voi o experiență trăită acolo, care mi s-a cuibărit adânc în suflet și a sădit dorința de a mă reîntoarce acolo într-o zi. Am vrut să profităm de oportunitatea faptului că ne aflam în Africa și știți că mai nou în România elevii au inclusă în programa de învățământ câte o săptămână de școală altfel? Noi am vrut să profităm de acest moment și să oferim copilului nostru măcar o zi de viață și de școală altfel. Iar pentru asta, unul din băieții care munceau la resortul unde eram noi cazați ne-a aranjat o vizită la școala din sat. Știam că în astfel de locuri nu te duci cu mâna goală, dar cele câteva tablete de ciocolată și pungile de bomboane pe care le aveam la noi au fost insuficiente și au făcut mai bine, pentru că au fost copii care erau mai să se bată între ei pentru o bomboană. Cu bunăvoința dascălilor am intrat în sălile de clasă și am văzut copii care învățau stând pe jos în săl de clasă în care mobilierul n-a mai ajuns. Am interacționat cu copiii, am primit informații despre sistemul lor de învățământ, am răsfoit caietele lor, am văzut copii care erau desculți, cu uniforme rupte și cârpite, dar care cu zâmbetul la purtător ne spuneau în continuu Hakuna Matata. Greu de digerat acest Hakuna Matata într-un peisaj atât de trist. A fost o experiență care ne-a zdruncinat sufletele, o experiență cu
emoții copleșitoare pentru copilul nostru, dar poate cea mai profundă lecție de recunoștință pe care o puteam da. Pentru că abia atunci când ai termen de comparație, știi să apreciezi binecuvântările din viața ta. La întoarcerea de la școală am zăbovit un pic prin satul lor și am văzut oameni extrem de fericiți care știau să trăiască prezentul din plin. Știau să se bucure dacă azi au cu ce să-și trimită copiii la școală, dacă azi au un loc de muncă, dacă azi au ce să mănânce. Și am înțeles totodată și care este tributul pe care noi îl plătim pentru consumerismul și modernismul în care noi ne trăim viața. Serile le petreceam la resort, iar plajele care peste zi erau pustii se animau seara când veneau copiii din sat și chemau băieții la câte o partidă de fotbal. Astfel se încingeau adevărate meciuri de fotbal, aproape seară de seară, între Atletico Zanzibar și CFR Cluj. Cu cât interacțiunea cu copiii era mai mare, cu atât empatia lui Eric creștea. Iar în ultima zi de ședere, când deja ne pregăteam de făcut bagajele, Eric a venit de pe plajă unde se juca cu copiii din sat și când a văzut că împachetăm, ne-a întrebat: pot să-mi las doar lucrurile necesare pentru drumul de întoarcere, iar restul să las totul aici la copii? Mi-ar fi greu să vă descriu în cuvinte ce am simțit atunci, dar vă pot spune că a fost acel moment când rolurile s-au inversat și noi, părinții, am fost cei care am primit o lecție de la copilul nostru. Și a fost acea lecție de generozitate, de empatie, de recunoștință. Și nu doar că i-am respectat dorința, dar i-am urmat exemplul și astfel am făcut loc în bagaje pentru suveniruri care să ne amintească mereu de acel loc minunat în care, paradoxal, nu există griji. Am învățat cum oameni extrem de săraci, care încă trăiesc în comuniune cu natura, știu instinctiv și intuitiv ceea ce eu am învățat citind, mergând la workshop-uri și cursuri de dezvoltare personală. Puterea prezentului. Pentru ei nu este niciun secret. Iar atunci când nu ai ce pierde, te bucuri de ceea ce ai. Dragilor, vă spun și eu Hakuna Matata și haideți să călătorim prin viață cu mai multă recunoștință pentru ceea ce avem și cu mai puține griji pentru ceea ce nu avem. Mulțumesc!